puteți veni să-i vedeți, că e și scar, deci nu a fost colectiv, nu pe mine. Și m-a sunat după câteva zile și a zis, spune-ne la ce ieșire de pe autostradă găsim și în canal. Și eu am zis, autostrada se dată în Ungaria. Eu fost rușine de răspunsul ăsta atunci, dar n-aveam ce să-i spun, că așa era. Și ce și acum pot veni? Hai cu avionul. Unde să ai locurile cele mai apropiate? Zbori în Sibiu sau în București. Acolo eu și cu mașina și facem întâlnirea cu oameni. Eu m-a sunat într-o vreme și a spus, sunt în aeroport în Timișoara, ce fac de aici? Voi zic, în Timișoara, dar nu pot să vin. Închiriază o mașină și hai, shopping, vreo 9 ore, povești, câști, pe stradă, bariere, voi, mașini. Mi-au încașat oamenii, au fost foarte bucuros și acum sunt, deci acum ei nu știu așa, lucrează, vin de acolo cu banii și investesc la noi, treaba e bună. Problema e că autostrăzi mai multe tot nu sunt. Trec la autostrăzi după ce vă spun de DN73. Drumul național, 73, pornește din Pedeal până în Șerpare. E drum național, adică e ceva înălțător, e cel mai ridicat nivel, nu e nici comunal, nu e nici județean, e drum național. No, foarte rău. Pe drumul ăsta au venit nemții acum 20 de ani și era la fel de rău. Adică, nu mai știu de atunci, dar el, vă rog să veniți rușinos. Sunt sute de pene și de geli strâmbe și de trafic greu în fiecare an și toată lumea se supără pe primărie. Nimeni nu stă să se gândească că asta ar putea să fie un drum național. E cel mai prost drum național de pe toate cele 6 județe din Transilvania Sud, care au centrala aici la Brașov. Și de fiecare dată, inclusiv anul ăsta, se repară tronsonul din Predeal în Zărnești. Și anul ăsta se întâmplă la fel. E prins în buget. Am intervenit pe acolo ca să dea bani și de la Zărnești la Șercaia. Dar nu sunt. Și știm cum e treaba. La undeva până noiembrie o să vină angajații de la drumuri și asupă repede până în mine grupile, care apar iar foarte repede în primăvară. Acum, nu atât faptul că avem un drum foarte prost cu care pățim rușine, ci suntem și în conflicte cu ei practice. Drumul ăsta traversează toată localitatea. Rigorile din imaginea drumului țin de drum. Acum spun că și trotuarele țin de drum. Străzile laterale din primărie le-am reabilitat cu fond din comună, le-am reabilitat cu fonduri europene. 8 străzi care se raportează în drumul național după avizul lor, cu proiect, după o rază, după ud, după cu un tip de rigolă. Și mi-au dat pe 2 străzi o rigolă carosată mare, că au calculat cei de la APE, bazin hidrografic, și am făcut lucrarea aia foarte faină, standard, dar am recepționat-o, și când rigola mea mare, dimensionată cum o zis ei, intră în drumul național, intră într-o rigolă inexistentă, subdimensionată, care trebuie să vină așa pe 200 de metri până în fața școlii, urât și nu există. Și rigola mea mi se formatează. M-am dus la doamna director la drumul și am zis, doamna director, uite, nu, am făcut lucrarea asta, convizul dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, deci trebuie să prelungiți dumneavoastră rigola aia mai de jos ca să mai poți să duce apa. Doamna director zice, nu am prelungit-o, dar avem bani. Faceți-o voi, comuna ar face-o, nu suntem omologat, dar aia ar face, numai că vine contul de contul și zice, cum tu, proprietarul, bași bani în buzunarul altuia care sunt alții. De fapt, ne-am reprezentat noi statul român. Astfel încât nu avem deloc funcționare cu drumurile naționale. Drumul ăsta național 73-a e cel mai de din toate cele 6 județe. Și acum revenim la autostrăzi. Așa cum am dat atunci răspunsul la nemți, la angajatori, că autostrada se dată în Ungaria. Constatăm acum așa. Brașovul e singurul oraș mare din Transilvania care nu e legat la autostradă. Nu se mai găsiți în Transilvania niciunul. Un oraș de anvergură care să nu fie legat la autostradă și care nici nu mai aibă perspective în un timp cât de cât rezonabil, că poate fi legal. După mine, prioritatea numărul 1, cea mai arzătoare, e o legătură în vest, pentru că de acolo vin investitorii și bunăstarea și tot ce e, însă tronsonul de la Brașov, Făgăraș, Târgu Mureș, a fost scos cu totul din master planuri, nu se mai vede niciun orizont prin Alpe, nu știu de ce, că au fost înlocuit cu bucata de la Sebeș la Turda, dar pe lucruri care nu se vreau înlocuite, să se facă și la Sebeș și la Turda, să se facă și bucata asta. Și tronsonul de la Brașov la Sibiu, iar nu există, până Brașov, Făgăraș ar fi din autostrada 3, Transilvania, între Făgăraș și Sibiu, nici nu e, se vorbește despre un drum expres sau ceva care ar oferi Brașovului șansa să se lege undeva în vest. Evident că sunt bune și autostrăzile celelalte, la în sud, spre
urmate, însă cred că mai degrabă București ar trebui să fie interesat să se facă decât Brașovul legătura cu autostrada pe ei și Bucureștiul o să scadă în dorința asta de a face autostrada pe aici, pentru că dacă își rezolvă treaba pe partea aia, pe Valea Oltului de la Vâlcea Sibiu, atunci iar și în sud vom avea autostrada, tot cine știe când. Și mă doare așa, pentru că văd că Ungaria o țară pe jumătate cât noi, au autostrăzi mai multe decât duble, Serbia și Croația au fost răvășite de război ani de zile și au autostrăzi mult mai multe decât noi, Bulgarii, că sunt mers în... Sigur, nu am făcut doar. Bulgaria, nici... A fost în Grecia. Au făcut niște autostrăzi, că noi mi-aduc aminte. Pe Bulgari, după scrisoarea a treia, am văzut, bă, nu e așa. Și s-au apucat aia să facă exact pe unde e mai greu. Prin munți au făcut autostrăzile întâi. Și au rămas bucat asta aici, la Plevna, sau știu eu unde e câmbie și o să o facă pe doi să repede. Ca să nu mai zic că și albanezii au reușit, păstrând proporțiile țării și a kilometrul de autostradă, să aibă rezultate mari. Și atunci mă gândesc eu, cum să acceptăm că noi suntem chiar cei mai neputincioși? Că dacă ne privim realist, chiar toată lumea poate în jurul nostru, noi de ce nu putem? Și atunci m-am gândit că, evident, asta nu ține de primare, că nu poți într-o comună să nu pot nici la drumul meu național să am o decizie nici măcar să claseze drumul comunal, că atunci ne apucăm și o facem noi. Dar, nici județul nu poate să hotărască. Aici e vorba de autoritățile centrale. Și de aia am primit foarte mare simpatie inițiativa la omul ăsta pe care nici nu-l cunosc, pentru că asta arată că totuși avem resurse, avem oameni competenți. E imposibil ca în țara asta să nu găsim 1000 sau 2000 de oameni care să ne poată scoate, să ne conducă pe direcția bună și să avem performanțe. Că ține foarte mult de mântria națională. Știți cum e? Că știți cum e și acasă, așa e și la comună, așa e și la țară. Adică dacă e la noi în sat, omul trebuie să aibă gospodăria aranjată, cum are și vecinul, să o lasă, nu se facă de râs, că ne vine în vizită, să o copilă un străin, zice, bă, ce e, la tine mai nimic. Așa e și la țară, eu când mă duc și din asta, când mă duce să vizitați, nu știu ce țări, și veniți acasă și mă întreabă vecinii cum au fost, veniți cu imagine, bă, erau prăpădiți, ei răspuns, să organizați, au făcut ceva. Nu? Cu ce imagine vine toată lumea asta civilizată, că acum autostrăzi? Ce nu v-am mai spus, că vedeți cum astea ce au chinezii sau pakistanul sau... Chiar toată lumea are. Am fost în Irak înainte de a fi războiul și am rămas mirat ce autostrăzi din deșertul ăla și nu se muie la sfatul de tot. Acum, cum noi să nu avem cu potențialul ăsta tehnic social? Nu avem de incompetență. Și sunt sigur și oameni competenți. Și eu îl fericit de la distanță pe domnul ăla din Suceava, care a avut inițiativa și dacă colegii mei primari nu se solidarizau și eu chiar în nume personal, aș fi protestat mult sfert de oră, multe sferturi de oră, numai așa măcar să am și o satisfacție, cumva să fiu așa satisfăcut. Deci, nu știu ce să scrieți, dar noi trebuie să ne privim că avem resurse. Chiar avem. Partea proastă e că ăia care sunt capabili, cum e și omul ăla de acolo care o reuși, nu reușește să ajungă ministrul transportului sau știu eu unde, la o decizie, măcar pe câteva județe, să conducă. Trebuie să fie eficient. Și cred că noi, politicienii, asta ar trebui făcut. Nu noi, că nu sunt mic politicienii care aș putea, chiar aș face. Cred că ar trebui creat cadrul concurențial ca să-i găsim pe aia valabil și să-i punem în funcția în care ei să performeze, să aibă, nu, ce faci tu? Asta, te verificăm, trebuie să doi chiar ai putut, am putut, bravo, mai faci o dată, nu, gata, altul mai bun. Și atunci, cred că am ieșit și noi mai departe. Să nu ne spunem optimismul, dar vă aștept să și dumneavoastră să vă alăturați protestului la 15 minute, nu scrieți nimic atunci și faceți